Aproximativ 20 de cadre medicale din Republica Moldova vor veni la spitalul de la Lețcan din județul Iași pentru a ajuta România în tratarea pacienților bolnavi de COVID-19. Mai multe țări trimit ajutoare România, iar Organizația Mondială a Sănătății va trimite 200 de concentratoare de oxigen de 8 litri, a anunțat vineri într-o conferință de presă secretarul de stat Raed Arafat. În prezent, la spitalul de la Lețcan sunt internați aproximativ 40 de pacienți, dintre care aproximativ 10 la ATI. La rândul ei, România a ajutat Republica Moldova cu medici și echipamente medicale anul trecut, când țara vecină trecea printr-o situație critică din cauza pandemiei. O echipă formată din 42 de medici și asistențe români au plecat în misiune în mai 2020 în Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din respectiva țară. Ulterior, România și-a continuat ajutorul și a fost prima țară care a donat Republicii Moldova doze de vaccin în februarie 2021. Italia a acordat deja peste 5200 de flacoane de anticorpi monoclonari și sunt în desfășurare procedurile de transfer și de preluare a 12700 de flacoane din Germania, care urmează să ajungă în cursul săptămânii viitoare. Danemarca va trimite 8 concentratoare de oxigen și 15 ventilatoare de transport. Franța va acorda României un ajutor în medicamente, a mai anunțat Raed Arafat.